Această prezentare face parte din curriculum pentru agenții de turism adaptat pentru persoanele cu deficiențe de auz și conține noțiuni de bază. Curiculumul privind noțiunile de bază pentru agenții de turism, nivel inițiere adecvat pentru persoanele cu deficiențe de auz, are trei secțiuni. Cunoștințe de bază pentru agenții de turism, Turism accesibil pentru agenții de turism, sarcinile și abilitățile de bază ale agenților de turism. Conținutul prezentării se încadrează în secțiunea Cunoștințe de bază pentru agenții de turism. Acest curs tratează măsurile de siguranță și securitate pe care călătorii trebuie să le aibă în vedere. De asemenea, sunt discutate unele evenimente neașteptate. Agenții de turism trebuie să poată oferi clienților consiliere de specialitate. Rămâneți în siguranță? Înțelegerea riscurilor înainte de a călători. Există multe lucruri pe care un călător le poate face pentru a se asigura că rămâne în siguranță în timpul călătoriei. Înțelegerea riscurilor. Niciun loc de pe planetă nu este complet lipsit de riscuri privind siguranța, inclusiv propria casă. Cu toate acestea, înțelegerea naturii riscului în general, a amenințărilor specifice la destinație și a ceea ce se poate face pentru a minimiza atât riscurile generale cât și cele specifice, poate duce la o călătorie în siguranță. Când călătorește, nimeni nu ar trebui să-și asume riscuri pe care nu și le-ar asuma și acasă. Fiți atenți la posibilele amenințări oriunde v-ați afla. Relaxarea pe o plajă însorită poate crea un fals sentiment de securitate. Nimeni nu poate elimina complet toate riscurile la adresa siguranței sale. Așadar, concentrați-vă energia pe luarea de măsuri preventive proporționale cu riscurile reale. De exemplu, pentru a prezice și a evita atacurile teroriste aleatorii, nu se poate face nimic. Dar, pe de altă parte, accidentele de mașină pun în pericol viața mai multor călători decât o fac actele de terorism din întreaga lume. Așadar, concentrarea asupra siguranței traficului este mai practică decât evitarea atacurilor teroriste. Întâmplătoare. Obțineți informații despre destinația dumneavoastră. Aflați despre obiceiurile locale, inclusiv despre cele privind îmbrăcămintea adecvată, precum și câteva expresii cheie în limba locală, astfel încât să puteți comunica. Informațiile despre destinația dumneavoastră vă va face mai conștient de riscuri va ajuta să fiți mai bine pregătit pentru a face față urgențelor care pot apărea și va face călătoria mult mai ușoară în general. Deși poate doriți să vă faceți prieteni locali, fiți întotdeauna extrem de precauți cu oricine încearcă să se împrietenească cu insistență. Credeți în instinctele voastre dacă o situație pur și simplu nu pare corectă, probabil că nu este. Pentru a evita infracțiunea, poate ajuta să gândești ca un infractor. Înțelege pe cine ar putea viza un infractor. Infractorii tind să vizeze persoane de la care cred că vor putea obține cel mai ușor ceea ce își doresc. Fie pentru că persoana pare supusă, vulnerabilă din punct de vedere fizic, distrată, fie pentru că iese în evidență din alte motive. Rămâneți în siguranță, informați-vă. Ajungerea la destinație. Înainte de a ajunge la destinație, ar trebui să luați în considerare următoarele. Este întotdeauna o idee bună să verificați avizul de călătorie al Ministerului de Externe pentru destinația dumneavoastră, înainte de plecare. Foreign and Commonwealth Office din Marea Britanie, Departamentul pentru Afaceri Externe și Comerț din Australia, Biroul pentru Afaceri Consulare din SUA. Sunt surse excelente de informații actuale, chiar dacă nu sunteți cetățean al acelor țări. În plus, Biroul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA administrează un site web pentru Consiliul Consultativ de Securitate de peste hotare, Overseas Security Advisory Council. Cea mai mare parte a conținutului, OSAC, este destinat exclusiv membrilor. Dar site-ul web al OSAC are disponibile public rapoarte privind infracționalitatea și siguranța pentru aproape toate țările. Și, în unele cazuri, mai multe orașe dintr-o țară. Aceste rapoarte sunt actualizate în fiecare an și includ detalii elocvente despre tendințele actuale ale criminalității în fiecare țară. Site-ul CitySafe. Oferă o bază de date extinsă de riscuri și pericole pentru peste 100 de țări și orașe din lume, precum și un clasament global și regional al pericolelor. Puteți verifica zonele periculoase înainte de a vizita un anumit oraș. Luați în considerare dacă veți ajunge într-un sezon bun din punct de vedere meteorologic. De exemplu, Furtunile tropicale pot reprezenta un pericol în diverse zone: uragane în zona Caraibelor și sudul Statelor Unite, taifunuri în Asia, în special de-a lungul coastei din Vietnam până în Japonia, mai ales în sezonul cald. Iar tornadele, uneori numite twisters, pot reprezenta un pericol pentru călători în unele părți ale lumii, în special în Statele Unite, cel mai adesea primăvara și vara. Zonele de război sau fostele zone de război, numite adesea medii ostile, nu sunt locurile cele mai bune pentru călătorii neesențiale, dar cu pregătirea și experiența potrivite, pot oferi călătorului îndrăzneț o experiență unică. Cu toate acestea, nimeni nu ar trebui să viziteze o țară din această categorie fără să ia în considerare serios riscurile și modul de atenuare. Turiștii pot fi la fel de mult o țintă a ostilității ca orice forță militară. În ultima vreme, Turiștii au fost vizați în Afganistan, Egipt și Kenya. Înainte de a călători într-o zonă sălbatică, îndepărtată, luați în considerare că, într-o lume de șapte miliarde de oameni, există probabil un motiv pentru care această zonă este nelocuită. Luați în considerare riscurile. Inclusiv animalele sălbatice și schimbările de temperatură. Asigurați-vă că vă faceți bagajul astfel încât să puteți face față oricărei dificultăți care ar putea interveni. Poate fi dificil să cereți ajutor, și asigurați-vă că cineva știe exact unde intenționați să mergeți. Și când intenționați să ajungeți înapoi. Când călătoriți, nu scăpați niciodată din vedere bagajele, mai ales când treceți granițele internaționale. Nu vă oferiți să transportați nimic pentru o altă persoană decât dacă aveți încredere absolută în ea. S-ar putea să fiți folosit drept cărăuș de droguri. Fără știrea dumneavoastră, ceea ce vă pune în multe situații dificile. Bagajele nesupravegheate pot atrage de asemenea atenția autorităților care se tem de amenințările cu bombă. Când ajungeți la o destinație necunoscută, încercați să ajungeți acolo în timpul zilei, dacă este posibil, mai degrabă decât noaptea. Rămâneți în siguranță, în mișcare. Realizarea unui tur. Când vă aflați într-un autobuz sau tren, stați lângă șofer: conductor, paznic. Într-un taxi. Folosiți taxiuri cu licență, mai degrabă decât mașini private. Chiar dacă. Sunt puțin mai scumpe. Asigurați-vă întotdeauna că șoferul a pornit contorul, dacă există, sau negociați tariful înainte de începerea călătoriei, dacă nu există. Când călătoriți singur, așezați-vă în spatele șoferului unde îi este mai greu să vă amenințe sau să vă facă rău. Când folosiți o mașină, nu beți în timp ce conduceți. Fiți conștienți de legile și reglementările locale privind traficul și respectați-le. Țineți mașina încuiată, inclusiv por bagajul, hoții pot smulge bagajele la semafoare. Nu păstrați telefoanele mobile și obiectele de valoare la vedere este posibil ca asigurarea de călătorie să nu acopere obiectele lăsate în mașini. Parcați în locuri bine luminate, fără zone acoperite în jurul mașinii. Dacă există tufișuri, hoții pot lucra la încuietori fără să fie văzuți. Înainte de a vă urca în mașină, verificați bancheta din spate pentru a vă asigura că nu se ascunde nimeni acolo. Luați în considerare extinderea asigurării pentru a acoperi toate costurile de înlocuire a geamurilor. Nu este neobișnuit ca hoții să spargă geamul pentru a intra. La mers pe jos, Orientați-vă cu o hartă înainte de a pleca și cereți sfaturi pe plan local cu privire la zonele în care nu este bine să mergeți. Moduri de călătorie Cel mai sigur mod de călătorie depinde de țară și de particularitățile călătoriei, și poate fi foarte dificil de făcut o comparație corectă. Statisticile care compară modurile de călătorie sunt de obicei date de distanța parcursă și nu de timp, și sunt pline de mitologie urbană. În țările vestice, accidentele cu autocarul, trenul și avionul sunt o cauză foarte puțin probabilă de rănire sau deces în timpul călătoriei. Rămâi în siguranță, ai grijă. Vizitare. Vizitarea obiectivelor turistice din zonă vă va face să ieșiți din hotel și pe străzi, ceea ce în unele zone poate reprezenta un risc de infracțiuni cu violență. Țineți ochii deschiși. Dacă zona pare nesigură. Este liniștită sau dacă este puternic vandalizată și există grupuri de tineri care stau în jur, evitați riscurile inutile și îndepărtați-vă. Evitați bandele de stradă, recunoscute de regulă ca fiind grupuri mari de bărbați care poartă adesea haine sau tatuaje similare. Călătoriți în grup și aveți grijă unul de celălalt. Dacă sunteți victima unei fraude sau escrocherii, luați în considerare cu atenție condițiile în care vă găsiți înainte de a-l confrunta agresiv pe escroc. O mică pierdere monetară ar putea escalada la ceva mult mai rău. Nu încercați să vă luptați cu un hoț. Aleile din spate și zonele liniștite sunt interesante de explorat, dar vor fi mai puțini oameni în preajmă care să vă ajute și mai puțini oameni care vor încerca să descurajeze infracțiunile violente. Pericolele naturale nu sunt întotdeauna indicate prin semne și garduri în unele regiuni. Evaluați: Pericolele pe care le prezintă stâncile și râurile înainte de a vă aventura prea aproape. Cumpărături: Pentru a cumpăra orice, veți avea nevoie de bani, ceea ce vă poate face o țintă pentru furt. Pentru a reduce riscurile, pe cât posibil. Încercați să evitați să arătați ca o persoană care ar putea deveni o țintă pentru hoț. În acest scop, nu fluturați bani în numerar și nu purtați sau transportați bijuterii sau obiecte de valoare scumpe, le păstrați în siguranță la hotel. Urmați sfaturile locale cu privire la zonele sigure. Să aveți copii ale paginii de informații cu fotografie a pașaportului. Lăsați pașaportul în seiful hotelului dacă acest lucru este disponibil și permis. Să aveți un card de credit suplimentar. Și niște numerar separat de portofel. Împărțiți totul în așa fel încât, dacă un portofel este furat, să vă puteți bucura în continuare de călătorie. Fiți conștienți de înșelătoriile frecvente. Acestea sunt concepute pentru a. Obține de la dumneavoastră banii sau afacerea sub pretexte false și se împart în trei categorii: suprataxarea, înșelarea sau constrângerea de a plăti pentru un serviciu pe care nu-l dorești și furtul. Luați măsuri pentru a vă proteja împotriva hoților de buzonare. Care reprezintă un pericol în multe destinații turistice. Rămâneți în siguranță? Mâncare, băutură, cazare. Mâncare. Informați-vă despre calitatea apei și, dacă sunt îndoieli, fie folosiți apă îmbuteliată asigurându-vă că sigiliul nu a fost rupt, fie fierbeți bine apa timp de două minute înainte de utilizare. De asemenea, asigurați-vă că evitați cuburile de gheață din băuturi. Verificați din timp și nu vă bazați pe sfaturile locale. Folosiți-vă cea mai bună judecată pentru alegerea restaurantelor. Dacă locul arată nesigur, mâncați în altă parte. Asigurați-vă că mâncarea este complet gătită. Evitați produsele lactate, cu excepția cazului în care știți că au fost pasteurizate. Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun înainte de a mânca. Dacă nu găsiți apă și săpun, utilizați un gel de mâini pe bază de alcool cu cel puțin 60% alcool. Nu mâncați plante sau ciuperci pe care le găsiți în sălbăticie. Unele specii otrăvitoare din unele părți ale lumii seamănă foarte mult cu speciile comestibile din alte părți ale lumii. Există de asemenea riscul ca acestea să fi fost pulverizate cu pesticide sau ierbicid care vă pot îmbolnăvi. Băutură. Participarea la viața de noapte a unui oraș poate fi punctul culminant al unei călătorii. Totuși, noaptea este momentul în care oamenii întunericului ies, așa că este necesară o vigilență mărită. Dacă viața de noapte nu intră în stilul dumneavoastră personal de viață și acasă, nu vă simțiți obligat. Să ieșiți în oraș când călătoriți. Cel mai sigur loc în care să fii noaptea este în camera de hotel. Dacă vă hotărâți să ieșiți, iată câteva sfaturi. Încercați să evitați să mergeți singur pe străzi după ce se întunecă, sau cel puțin rămâneți în zone bine luminate. Îmbrăcați-vă modest. Și nu vă etalați averea. Încercați să nu vă îmbătați prea tare. Riscul de a fi victima unei infracțiuni violente și a agresiunii sexuale crește atunci când ești în stare de ebrietate. Nu acceptați de la oricine alimentele care vi se oferă, cu excepția companiilor sau restaurantelor legale. Au existat situații în care oamenilor li s-au dat băuturi sau alimente care au fost amestecate cu medicamente destinate să-i incapaciteze. Acest lucru va duce de obicei la infracțiuni, cum ar fi agresiunea sexuală sau furtul cheilor de la hotel, și poate fi furat orice obiect valoros aflat asupra propriei persoane. Sau în hotel. Evitați să vă duceți într-o casă, la un hotel sau în orice alt loc străin. Dacă doriți să socializați în acest fel, asigurați-vă că aveți un loc familiar, public și sigur pe care îl puteți alege. Evitați achiziționarea de droguri ilegale. Tranzacția este adesea un pretext pentru jaf, excrocherii sau mai rău. Cazarea. Hotelurile pot fi locuri periculoase în caz de incendiu. Verificați dacă există două căi de evacuare din camera dumneavoastră. Rămâneți în siguranță, rămâi sănătos. Rămâi sănătos! Sănătatea este o problemă importantă pentru toți călătorii și în special pentru cei care se orientează spre destinații necunoscute. Regulile generale de bun simț se aplică tuturor călătoriilor. Consultați-vă în prealabil cu medicul dumneavoastră dacă aveți afecțiuni preexistente. Verificați ce acoperire de asigurare aveți atunci când sunteți departe de casă, să aveți o cantitate suficientă de medicamente și să aduceți copii ale rețetelor în cazul în care le pierdeți. Dacă treceți o frontieră internațională, asigurați-vă în prealabil că puteți aduce medicamentele cu dumneavoastră ceea ce este legal în țara dumneavoastră de origine, poate să nu fie în alta. Prim ajutor Măsurile de precauție de bază sunt importante pentru călătorie și toți călătorii trebuie să aibă o trusă minimală de prim ajutor. Puteți cere farmaciilor din țara dumneavoastră Trusa de prim ajutor pentru călătorie. Pericole de mediu. Diferite locuri de pe glob pot prezenta pericole unice pentru călători, inclusiv pericole datorate soarelui și altitudinii. Vă rugăm să verificați răul de altitudine pentru locul pe care îl vizitați. Vă rugăm să verificați și arsurile solare și protecția solară. Boli Malaria este o îngrijorare importantă în multe zone ale lumii care necesită precauții speciale. Alte părți ale lumii au propriile lor griji legate de boli. Înainte de a călători, puteți citi mai multe informații despre Diarea călătorilor Boli tropicale Malarie Țânțari Condiții Uneori, o călătorie este necesară pentru tratarea unei afecțiuni de către un specialist. Alte ori, Călătorim pentru a ne vedea cu familia și prietenii. Cei care călătoresc cu o afecțiune de sănătate ar putea fi nevoiți să ia măsuri de precauție speciale atunci când călătoresc, de exemplu, în cazurile de hipertensiune arterială. A nu se uita. Consultați-vă medicul înainte de a călători. Asigurați-vă că sunteți suficient de sănătos pentru a face ceea ce ați planificat și verificați expunerea la boli în zonele pe care le veți vizita. Luați măsurile de precauție adecvate, cum ar fi vaccinarea. Rămâi în siguranță, contact și legile locale. Contact. Informați pe cineva de acasă să știe unde vă aflați și când vă veți lua din nou legătura. Lăsați cu cineva acasă copii ale pașaportului și detaliile asigurării de călătorie. Este de asemenea o idee bună să aveți asupra dumneavoastră o copie a pașaportului și a vizelor, în mod ideal separat de pașaport. Acest lucru vă va ușura problemele cu autoritățile dacă îl pierdeți iar predarea unei fotocopii unor oficial potențial corupți este o modalitate bună de a face față unei posibile situații de șantaj. Luați în considerare, de asemenea, să faceți o scanare digitală a pașaportului și a documentelor de călătorie importante și să le stocați electronic. Acest lucru poate fi la fel de simplu și dacă vi-l trimiteți prin e-mail, dar scanarea ar trebui să fie stocată într-un fișier criptat. Luați în considerare. Utilizarea unei metode de comunicare mobile care să funcționeze la destinația dumneavoastră. Verificați dacă telefonul dumneavoastră mobil are roaming și dacă există acoperire la destinație. Chiar și un telefon care nu este în roaming poate fi folosit pentru apeluri de urgență într-o rețea compatibilă. Luați în considerare închirierea unui telefon prin satelit în zonele îndepărtate. Înregistrați-vă la ambasada sau departamentul guvernamental relevant. Unele țări oferă o facilitate online pentru a face acest lucru. Legile țării. Fiecare țară are propriile legi stabilite de guvern. Când călătoriți într-o țară străină, sunteți supus legilor acelei țări. Deținerea unei puști AR-15 este legală în cele mai multe părți ale Statelor Unite, dar anumite state, regiuni și orașe interzic. Vânzarea și deținerea acesteia de către civili. Fiți întotdeauna conștienți de legile locale înainte de a călători, deoarece majoritatea țărilor nu vor accepta solicitări din partea guvernului altei țări de a le fi eliberați cetățenii. De exemplu, un bărbat care poartă o armă în Arizona. Stat care permite folosirea armelor și muniților, călătorește peste graniță în Mexic, unde transportul lor este ilegal. Dacă faceți acest lucru, arma va fi confiscată și veți ajunge la închisoare. Aceasta se aplică în special în cazul drogurilor și ceea ce poate părea o după-amiază petrecută în confortul unei cafenele din Amsterdam, vă poate duce la închisoare în Statele Unite ale Americii sau vă poate face eligibil pentru pedeapsa cu moartea în Singapore. Multe țări asiatice impun pedeapsa cu moartea pentru traficul de droguri. Valuta de peste 10.000 de dolari sau echivalentul străin trebuie declarată la vamă ori de câte ori intenționați să călătoriți în străinătate. Aceasta este pentru a se asigura că banii nu sunt folosiți pentru a finanța activități ilegale, cum ar fi organizații criminale, trafic de droguri, trafic de persoane sau grupuri teroriste. Ultimul dar nu cel din urmă. Articolele Wikitravel au și o secțiune Rămâi în siguranță cu sfaturi specifice locului. Drepturile pasagerilor, prezentare generală. Drepturile pasagerilor se referă la drepturile pasagerilor în transportul public. Conform reglementărilor privind drepturile pasagerilor, o persoană poate avea dreptul la despăgubiri în următoarele cazuri: rănire sau deces, întârzieri, deteriorarea sau pierderea bagajelor, informații eronate de programare. Acestea acoperă diverse mijloace de transport, inclusiv avioane, trenuri, autobuze, feriboturi, drepturile pasagerilor, zboruri. 1. Avioane. Regulamentul privind compensarea zborului. Face parte din legislația Uniunii Europene, care stabilește reguli comune privind compensarea și asistența pasagerilor în caz de refuz la îmbarcare, anulări de zbor sau întârzieri mari ale zborurilor. Sunt prevăzute despăgubiri de la 250 de euro până la. 600 de euro în funcție de distanța de zbor pentru întârzieri de peste 3 ore, anulări sau refuzul îmbarcării din cauza supra-rezervării. Întârzierile sub 3 ore nu dau dreptul la nici o compensație de niciun fel, chiar dacă întârzierea a fost clasificată ca ne fiind extraordinară, companiile aeriene trebuie să ofere băuturi răcoritoare și cazare acolo unde este cazul. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a interpretat strict drepturile pasagerilor, astfel încât practic. Nu există excepții pentru ca o companie aeriană să se sustragă de la obligațiile prevăzute și să încalce contractul. Nu se aplică zborurilor cu elicopterul, oricărui zbor care nu este operat de o aeronavă cu aripă fixă, și nici zborurilor de pe aeroportul din Gibraltar. Deși Elveția și Norvegia nu sunt membre ale Uniunii Europene, regulamentul se aplică zborurilor către și dinspre aceste țări, ca și cum ar fi state membre, în baza unor acorduri bilaterale. Refuzul îmbarcării Înainte de a refuza pasagerilor îmbarcarea, Compania aeriană trebuie să caute mai întâi voluntari care să renunțe la rezervare, în schimbul oricărui beneficiu care este negociat între compania aeriană și voluntari. Indiferent de negociere, acești voluntari au de asemenea dreptul la rambursare sau redirecționare. În cazul în care nu se găsesc suficienți voluntari, compania aeriană poate, în consecință, să refuze neintenționat pasagerilor dreptul de a se îmbarca pe zborul lor. Tuturor pasagerilor cărora li se refuză acest lucru, trebuie să li se oferă toate cele trei tipuri de compensații și asistență. Compensare în numerar, redirecționare sau rambursare, băutură coritoare, comunicare și cazare. În cazul în care pasagerului îi se refuză îmbarcarea din motive de sănătate, siguranță și securitate sau documentație necorespunzătoare, pasagerul nu are dreptul la despăgubiri. Sau asistență. Drepturile pasagerilor Zboruri 2. Anulare. Dacă un zbor este anulat, pasagerii au dreptul la alegere la următoarele: redirecționarea către aceeași destinație cât mai curând posibil în condiții comparabile. Redirecționarea ulterioară, după cum îi convine pasagerului, către aceeași destinație, în condiții comparabile, în funcție de disponibilitatea locurilor, sau o rambursare a biletului, precum și un zbor dus-întors la punctul de plecare, dacă este cazul. Orice rambursare a biletului. Este prețul plătit pentru zborurile neutilizate, plus costul zborurilor deja efectuate, în cazurile în care anularea a făcut zborurile inutile. Dacă este cazul, pasagerii au de asemenea dreptul la băuturi răcoritoare, comunicare și cazare, așa cum este descris mai jos. În cazul în care redirecționarea este către un alt aeroport care deservește aceeași destinație, compania aeriană trebuie să plătească pentru transportul ulterior către aeroportul inițial sau către o destinație apropiată convenită cu pasagerul. Aceste alegeri, precum și dreptul la băuturi răcoritoare, etc., se aplică tuturor anulărilor, indiferent dacă împrejurările sunt extraordinare sau nu. Compania aeriană trebuie de asemenea să plătească compensații în numerar, așa cum este descris mai jos. Cu excepția cazului în care se aplică una dintre următoarele condiții. A. Compania aeriană informează pasagerii cu cel puțin două săptămâni înainte de plecare. B. Compania aeriană notifică pasagerii cu o săptămână până la două săptămâni înainte de plecare și redirecționează pasagerii astfel încât aceștia să poată să plece cu cel mult două ore mai devreme decât era programat, și să ajungă cu cel mult patru ore mai târziu decât era programat. C. Compania aeriană notifică pasagerii cu mai puțin de o săptămână înainte de plecare și redirecționează pasagerii astfel încât să poată să plece cu cel mult o oră mai devreme decât era programat, și să sosească cu cel mult două ore mai târziu decât era programat. D. Anularea a fost cauzată de împrejurări extraordinare care nu ar fi putut fi evitate printr-o măsură rezonabilă. Compania aeriană trebuie să ofere de asemenea o explicație pasagerilor despre alternativa de transport. Drepturile pasagerilor Zboruri 3: Tipuri de zbor. Cerințele pentru un drept de despăgubire și suma specifică datorată depind de durata unui zbor. În timp ce distanța relevantă este determinată conform metodei cercului mare. Regulamentul de compensare a zborului face diferența între trei tipuri de zboruri. Tipul 1. Zboruri pe o distanță mai mică de 1500 de kilometri. Tipul 2. Zboruri în interiorul Uniunii Europene pe o distanță mai mare de 1500 de kilometri sau orice alt zbor pe o distanță mai mare de 1500 de kilometri, dar mai mică de 3500 de kilometri. Tipul 3, zboruri din afara Uniunii Europene pe o distanță mai mare de 3500 de kilometri. Notă. Pe parcursul acestui articol, denumirile de tip 1, 2 și 3 sunt folosite pentru a face referire la pragurile de mai sus. Întârzieri. Pasagerii au dreptul la băuturi răcoritoare și la comunicare dacă întârzierea estimată la sosire depășește două ore. În cazul unui zbor de tip 1, 3 ore în cazul unui zbor de tip 2 sau 4 ore în cazul unui zbor de tip 3. În plus, dacă zborul urmează să plece în ziua următoare date de plecare programate inițial, pasagerii au dreptul la cazare. Dacă un zbor este întârziat cu 5 ore, pasagerii au în plus dreptul de a renunța la călătorie și de a primi o rambursare pentru toate biletele neutilizate. De asemenea, aceștia pot solicita o rambursare a biletelor utilizate deja dacă zborul nu mai servește niciunui scop în raport cu planul lor de călătorie inițial, și, dacă este cazul, un zbor înapoi la punctul lor de plecare inițial cât mai curând posibil. Întârzierea zborului. Se calculează pe baza orei programate de sosire. Aceasta este definită ca fiind momentul când ușile sunt deschise în avion, și nu atunci când acesta aterizează, cum ar putea pretinde unele companii aeriene. Deși nu sunt prevăzute în textul regulamentului, o serie de cauze judecătorești au creat o regulă conform căreia, în cazul unei întârzieri la sosire mai mare de 3 ore, pasagerii au dreptul la despăgubiri în numerar, cu excepția cazului în care întârzierea este cauzată de circumstanțe extraordinare. Spre deosebire de drepturile la băutură coritoare, comunicare sau cazare, acest prag de trei ore nu se modifică în funcție de distanța zborului. Drepturile pasagerilor, zboruri 4. Compensație și asistență. Există trei categorii largi în care companiile aeriene pot fi obligate să efectueze plăți sau să asiste în alt mod pasagerii în caz de întârzieri, modificări, anulări ale zborurilor sau al refuzării la îmbarcare. Compensație în numerar. În cazul în care cerințele pentru o compensație sunt îndeplinite, regulamentul CE, numărul 261 din 2004, obligă operatorul de transport să ofere fiecărui pasager o sumă forfetară de 250 de euro în cazul unui zbor de tip 1. 400 de euro în cazul unui zbor de tip 2, 600 de euro în cazul unui zbor de tip 3. În cazul în care un pasager a fost redirecționat din cauza anulării sau a refuzului îmbarcării, sumele de mai sus. Sunt plătibile dacă ora reală de sosire a pasagerului este întârziată dincolo de sosirea programată a zborurilor rezervate inițial cu 2-3-4 ore pentru tipul 1, 2, 3 de zboruri respectiv. Dar, dacă redirecționarea întârzie, pasagerul, cu mai puțin decât prevăd aceste praguri, doar jumătate din sumele specificate sunt plătibile drept compensație. Plățile în numerar menționate servesc doar pentru a compensa inconveniențele unui călător și nu înlocuiesc și respectiv nu fac parte din eventualele rambursări pentru. Bilete neutilizate, călătorii inutile, costuri suplimentare de transport, masă și cazare. Companiile aeriene nu sunt obligate să oferă compensații în numerar în cazul unor împrejurări extraordinare care nu ar fi putut fi evitate. Chiar dacă compania aeriană ar fi luat toate măsurile de precauție rezonabile. Redirecționare sau rambursare. Redirecționarea sau rambursarea este la alegerea pasagerului, de una dintre următoarele trei tipuri. Rambursarea costului biletelor de avion neutilizate și al biletelor folosite pentru care zborul, zborurile luate, nu mai servesc niciunui scop în legătură cu planul de călătorie inițial al pasagerului și, după caz, a costului unui zbor înapoi la punctul inițial de plecare cu prima ocazie. Redirecționarea în condiții similare către destinația finală preconizată cât mai curând posibil. Redirecționarea în condiții similare către destinația finală prevăzută cât mai convenabilă pasagerului în funcție de disponibilitatea locurilor. În cazul în care destinația unui pasager este un aeroport dintr-un oraș, cu mai multe aeroporturi și redirecționarea duce la transportul pasagerului către altul dintre aceste aeroporturi, compania aeriană trebuie să plătească și transportul pasagerului către aeroportul dorit inițial sau către o destinație apropiată convenită. Drepturile pasagerilor Zboruri 5 Băutură răcoritoare, comunicare, cazare. Când pasagerii au dreptul la asistență, li se oferă gratuit, mese și băutură răcoritoare, proporțional cu timpul de așteptare. Două apeluri telefonice, mesaje text sau teletext sau e mail Cazare la hotel și transport între aeroport și hotel, în cazul în care devine necesar un sejur de una sau mai multe nopți, sau un sejur suplimentar față de cel dorit de pasager. În cazul unei întârzieri, compania aeriană poate retrage sau anula aceste drepturi dacă oferirea lor ar întârzia și mai mult zborul. Metoda de rambursare. Rambursările și compensațiile plătibile în temeiul prezentului regulament pot fi plătite în numerar, prin transfer bancar electronic, transfer bancar sau cec. Cu acordul semnat al pasagerului, acestea pot fi plătite și în vouchere de călătorie sau alte servicii. Obligația de a anunța pasagerii. Companiile aeriene sunt obligate să afișeze un anunț la ghișeele de check-in care să precizeze: Dacă vi se refuză îmbarcarea, sau dacă zborul dumneavoastră este anulat sau în întârziere de cel puțin două ore, cereți la ghișeul de check-in sau la poarta de îmbarcare. Textul în care vi se precizează drepturile, în special în ceea ce privește compensarea și asistența. În plus, atunci când o companie aeriană anulează un zbor, refuză îmbarcarea unei persoane sau are o întârziere de peste două ore la un zbor, este obligată să furnizeze fiecărui pasager afectat o notificare scrisă în care, să precizeze drepturile în temeiul regulamentului și datele de contact ale organismului național însărcinat cu aplicarea regulamentului. Drepturile pasagerilor zboruri 6. Evoluții viitoare. În 2013, Comisia Europeană a propus o serie de revizuiri ale regulamentului. Companiile aeriene vor fi obligate să informeze pasagerii despre întârzierile zborului în termen de 30 de minute de la ora de plecare programată. Definiția circumstanțelor extraordinare va fi clarificată în continuare pentru a include dezastrele naturale sau grevele de control a traficului aerian și pentru a exclude problemele tehnice identificate în timpul între ținerii de rutină. În ceea ce privește compensarea pentru întârzieri mari, care nu a fost stabilită niciodată în mod explicit în regulamentul inițial, a fost adăugat de Curtea Europeană de Justiție un prag de 5 ore pentru zborurile de tip 1 și 2, de 9 ore pentru zborurile de tip 3, de până la 6.000 de km și se vor stabili 12 ore pentru zboruri mai lungi. Dreptul la băutură coritoare și la comunicare va deveni aplicabil după două ore, indiferent de durata zborului. Se va adăuga un drept explicit la băutură coritoare, comunicare, cazare și asistență în situațiile în care pasagerii întâmpină o întârziere la destinațiile lor finale din cauza sosirii întârziate a zborurilor de legătură. Companiile aeriene. Vor fi obligate să redirecționeze pasagerii spre un alt transportator dacă nu îi pot găzdui singuri în termen de 12 ore de la ora de plecare programată. Companiile aeriene vor fi obligate să ofere pasagerilor acces la toalete, apă potabilă, aer condiționat și asistență medicală. După o întârziere a avionului pe pistă de o oră sau mai mult, și băutură coritoare după două ore, și să permită pasagerilor să debarce după o întârziere pe pistă de 5 ore sau mai mult. Reprogramarea unui zbor cu două săptămâni înainte de ora de plecare va da naștere la aceleași drepturi ca și anularea. Pasagerii, vor avea dreptul la corectarea gratuită a numelor scrise greșit, cu excepția celor 48 de ore de la plecare. Companiilor aeriene li se va interzice să anuleze zborul de întoarcere al unui bilet doar din motivul că un pasager nu a folosit zborul de plecare. Companiile aeriene vor fi obligate să acorde pasagerilor despăgubiri complete pentru echipamentele de mobilitate pierdute sau deteriorate în timpul unui zbor, cu condiția ca valoarea acestora să fi fost declarată la check-in. Nu se poate aplica nicio taxă în acest caz. Formularele. Trebuie furnizate la aeroport clienților care doresc să depună reclamații, iar acestea trebuie acceptate ca revendicări valabile conform regulamentului. Companiile aeriene vor fi obligate să accepte instrumente muzicale mici ca bagaj de mână și să publice condițiile în care vor accepta instrumente mai mari. Companiile aeriene vor fi obligate să informeze în mod clar pasagerii cu privire la limitările bagajelor de cabină și de cală în momentul rezervării și în aeroporturi. Companiile aeriene nu vor fi obligate să plătească cazarea pasagerilor pentru mai mult de trei nopți în cazul unor întreruperi majore aflate în afara controlului lor care cauzează întârzieri sau anulări cu excepția pasagerilor cu mobilitate redusă, a pasagerilor care îi însoțesc, a minorilor neînsoțiți, a femeilor însărcinate și a pasagerilor cu anumite nevoi medicale în afară de aceste tipuri de pasageri, întârzierile și anulările zborurilor mai scurte de 250 de km și pe aeronavele cu mai puțin de 80 de locuri nu vor mai genera dreptul la cazare. Companiile aeriene și aeroporturile vor fi obligate să plătească planuri de urgență pentru a face față pasagerilor blocați, în perturbări de anvergură. Regula 240 a Administrației Federale a Aviației este legea echivalentă pentru Statele Unite. Drepturile pasagerilor, trenuri. Trenuri. Germania. Toți călătorii cu trenuri din Germania au dreptul la o rambursare de 25% din prețul biletului în cazul întârzierilor între 60 și 119 minute. O întârziere de 120 de minute sau mai mult le dă dreptul la o rambursare de 50%. Austria rambursare de 25% pentru întârzieri de la 60 de minute. 50% rambursare de la 120 de minute de întârziere. Regatul Unit rambursare de 20% pentru întârzieri de cel puțin 60 de minute. Franța rambursare 25% pentru întârzieri între 1 și 2 ore. 50% rambursare de la 2 ore de întârziere. Bagaje pierdute, prezentare generală. Bagajul pierdut este un bagaj transportat de un transportator public, cum ar fi o companie aeriană, o navă de croazieră maritimă, o companie de transport maritim sau o cale ferată care nu ajunge la destinația corectă împreună cu pasagerul. În Statele Unite, în medie, 1 din 150 de persoane are bagajele de cală direcționate greșit sau lăsate în urmă în fiecare an. Probabilitatea este mai mare ca bagajele să fie pierdute sau direcționate greșit atunci când călătoria are mai multe etape, deoarece fiecare transfer crește șansa ca bagajele să fie manipulate greșit. Există multe cauze ale pierderii bagajelor. Dacă un pasager sosește cu întârziere pentru un zbor, este posibil să nu rămână timp suficient ca bagajele să fie încărcate în avion. Dacă etichetele sunt rupte accidental, este posibil ca aeroportul să nu știe unde să trimită bagajele. Eroarea umană este de asemenea obișnuită. Etichetele pot fi citite greșit sau bagajele pot fi trimise într-un loc greșit. Ocazional, un avion poate să nu aibă suficient spațiu sau să fie atins greutatea maximă la decolare. Întârzierile din motive de securitate pot determina de asemenea sosirea bagajelor cu un zbor mai târziu decât cel cu care ajunge proprietarul lor. Bagajele sunt preluate prin vamă după ce sunt revendicate de proprietar. Majoritatea bagajelor pierdute sunt trimise rapid de compania aeriană la destinația corectă. Companiile aeriene vor rambursa adesea pasagerii pentru articole de toaletă, îmbrăcăminte și alte articole esențiale dacă aeroportul de sosire este departe de zona de domiciliu a pasagerului. În cele mai multe cazuri, când sosesc bagajele întârziate, un serviciu de curierat le va livra la domiciliu pasagerului sau la hotel. Compania aeriană plătește de obicei pentru asta. În cazul bagajelor pierdute, călătorii sunt sfătuiți să poarte toate lucrurile esențiale într-o geantă de mână. Inclusiv un schimb de haine, și orice altceva pentru care ar fi foarte afectați din cauza valorii monetare sau emoționale. Sunt excluse articolele cu restricții de securitate care nu pot fi transportate în interiorul cabinei pasagerilor. Ocazional, bagajele se pierd complet și nu pot fi recuperate. În mod normal, compania aeriană va compensa proprietarul. În acest caz, pasagerul trebuie să listeze conținutul bagajelor și să depună o reclamație. Gențile pot fi de asemenea deteriorate în timpul călătoriei, dar majoritatea daunelor, cum ar fi roțile și mânerele rupte, nu sunt acoperite de contractul de. Transport al companiilor aeriene. Cu toate acestea, unele companii aeriene vor repara astfel de daune ca un gest de bună credință sau vor oferi un voucher de reducere pentru un zbor viitor. În general, companiile aeriene consideră că menirea bagajelor este de a proteja conținutul lor în timpul tranzitului. Dacă bagajul este deteriorat, chiar și grav, dar conținutul este nevătămat, atunci companiile aeriene consideră că bagajul și-a îndeplinit scopul și nu vor despăgubi proprietarii. Rezumat: Secțiunile următoare: Rezumat: Acest curs. A prezentat o scurtă introducere în problemele de securitate și siguranță în timpul călătoriilor. De asemenea, au fost analizate evenimente neașteptate și drepturile călătorilor. Secțiunile următoare. Studiați restul prezentărilor seminarului 1, care fac parte din modulul. Cunoștințe de bază pentru agenții de turism. Siguranță, securitate și evenimente neașteptate, resurse video. Înainte de a încheia acest curs, trebuie menționat că există multe surse, imagini, videoclipuri și articole care se referă la securitatea și siguranța călătorilor. Precum și la evenimente neașteptate. Mai jos se pot găsi câteva exemple de videoclipuri care pot declanșa căutarea în continuare a informațiilor relevante. Vă rugăm să le urmăriți pentru a obține mai multe informații. Referințe.